Ana Maria Brânză a cucerit în acest an Cupa Mondială de Spadă. După obținerea acestui trofeu, stelista a devenit cea mai titrată spadăsină din istoria Cupei Mondiale. Astăzi, la sediul clubului Steaua, Ana Maria a fost felicitată pentru această performanță de către secretarul de stat și șeful departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului Marius Bălu, dar și de către președintele clubului Steaua, Mădălin Sorin Hâncu. Bineînțeles că am primit vestea cu bucurie, dar o bucurie măsurată până la urmă. Trebuie să recunosc că pentru noi activitatea s-a întrerupt la jumătatea sezonului. Cred că ar fi putut fi inventat un nou premiu, premiu pentru cel mai bun debut de sezon. Îl meritam cu prisosință pe acela pentru simplul fapt că am avut un început de an excepțional cu trei podiumuri, medalie de aur la Tallinn la Cupa Mondială, medalie de aur la Grand Prix-ul de la Doha și medalia de argint de la Cupa Mondială de la Havana. Aceste trei rezultate, practic, m-au urcat pe prima treaptă atunci când, practic, lumea s-a oprit în loc. Mă bucur că acest rezultat al meu n-a trecut neobservat. Mă bucur să văd că promisiunile se țin în continuare și știu că o să am o surpriză despre care o să vorbim mai mult în septembrie când mă întorc în sala de antrenament. Ana se află în recuperare medicală după intervenția chirurgicală la genunchi suferită în urmă cu 2 luni și jumătate, dar speră la o reintrare cu succes pe planșă din toamnă. Trebuie să recunosc, sunt foarte mulțumită de acest lucru, mulțumită că mi-am recâștigat independența până la urmă, am scăpat de cârși. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, mai ales după ce am petrecut 3 luni de zile acasă încercând să mă antrenez. Ulterior am suferit această intervenție chirurgicală, am mai stat 3 săptămâni imobilizată la pat și vedeam așa cum practic munca mea de ani de zile se topește și a trebuit literalmente să învăț să merg din nou, dar acum sunt pe drumul cel bun și cel mai probabil în septembrie voi reveni în sala de scrimă din Ghencea.